Se kuklije put makaftu tiljärdamman. Me kukipa ikirdannas falärdamman. Sardillo. Bun găsit la o nouă ediție Romi pentru România. În emisiunea de astăzi veți descoperi detalii despre evoluția mișcării rome din România. La 27 august se celebrează Ziua Activismului Rom, context prielnic pentru a trece în revistă momentele cheie și personalitățile rome care au jucat un rol esențial în afirmarea și reprezentarea romilor în societatea românească. Apoi vă invităm să îl redescoperiți pe Charlie Chaplin, unul dintre cei mai emblematici actori și regizori din istoria cinematografiei. Tot în această ediție, Zita Moldovan discută alături de invitata sa, Cătălina Olteanu, secretar de stat în cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, despre asumarea valorilor identitare, discriminare și responsabilitatea pe care o impune astăzi lupta pentru respectarea drepturilor omului. Rămâneți cu noi! Romi pentru România începe imediat! Data de 27 august 1933 marchează ziua mișcării romilor din România și amintește de începuturile activismului rom din țara noastră. Încă de la începutul secolului al XX-lea au existat timide forme de organizare a romilor în sindicate ale lăutarilor, precum și în asociații. În anul 1927 ia ființă sub conducerea lui Iancu Panaitescu Societatea Lăutarilor Junimea Muzicală, având sediul în București, în cafeneaua de pe strada Vulturului 147. În aprilie 1933, la inițiativa arhimandritului Calinic Pop Șerboianu, se înființează Asociația Generală a Țiganilor din România, inițial aceasta fiind un comitet provizoriu al societății Junimea Muzicală. La 27 august 1933, același Calinic Pop Șerboianu redactează obiectivele asociației sale într-un manifest intitulat Apel către toți țiganii din România și îl distribuie în cartierele mărginașe ale Bucureștiului, dar și în Craiova, pentru a-i convinge pe romi să se înscrie în asociație. Așa cum amintește un raport al Direcției Generale a Poliției din acea vreme, printre obiectivele ambițioase cuprinse în manifest se numărau editarea unei gazete, înființarea de cursuri pentru adulți, înființarea unor biblioteci, unități medicale, cantine, ba chiar și a unei universități țigănești. La 20 septembrie 1933, asociația ia ființă în mod legal, dar în nota din 5 noiembrie 1933 a Direcției Generale de Poliție se propune ca Asociației Generale a Țiganilor din România să nu îi se acorde statutul de persoană juridică. O lună mai târziu, pe 8 octombrie 1933, are loc primul congres al romilor, prilej cu care se pun bazele asociației Uniunea Generală a Romilor din România, sub conducerea lui Gheorghe Lăzăreanu Lăzurică. De remarcat este că, după acest congres, în rândul promotorilor mișcării de emancipare, termenul de rom este preferat celui de țigan, deși la nivelul populației generale încă nu se poate vorbi despre un consens. Primele asociații ale romilor din România au promovat drepturile femeilor de etnie romă și au cerut sprijin pentru a le fi asigurată educația, pentru a primi asistență sau chiar pentru a fi incluse în sfatul bătrânilor. Femeile rome au avut propria lor structură de organizare în cadrul Uniunii Generale a Romilor din România. Abia în toamna lui 1934, autoritățile române au recunoscut statutul de persoană juridică al Uniunii Generale a Romilor din România, aflată la acel moment sub conducerea lui Gheorghe Niculescu și având sediul în București pe strada Sfântul Anton, numărul 10. Programul Uniunii Generale a Romilor este publicat în primul număr al ziarului Glasul Romilor, publicație tipărită în 1934 până în 1940 la București, având în total 15 numere. Textul manifest amintește că scopul prim al asociației este de a ajuta pe romii săraci, dar subliniază de asemenea necesitatea asigurării educației pentru romi, propunând înființarea de grădinițe pentru copii, dar și de școli, unde adulții, fără carte, să poată învăța să scrie și să citească.
Asociația condamnă cercetoria și vagabondajul, propunând ca romii să fie integrați pe piața muncii, la fel ca și ceilalți cetățeni, astfel încât să poată desfășura o muncă cinstită și adecvat remunerată. Prin publicația Glasul Romilor, intelectualii de etnie romă au dorit în mod vădit să demonstreze apropierea de biserică și de monarhie. Nu lipseau materialele elogioase la adresa fondatorului, Gheorghe Niculescu, dar nici răspunsurile critice aduse altor publicații ale vremii. Alte ziare ale romilor din perioada interbelică au fost Timpul, publicat la Craiova între 1932-1938, Neamul Țigănesc, ziar apărut la Făgăraș, Foaia Poporului Romesc, precum și Țara Noastră. Odată cu primele măsuri ale regimului antonescian împotriva romilor și evreilor, începând cu 1941, asociațiile romilor își încheie activitatea. Regimul comunist nu le-a permis romilor să se facă văzuți sau auziți, deși în perioada 1977-1983, Partidul Comunist Român a derulat un program numit Integrarea Țiganilor, care cuprindea o platformă de măsuri cu privire la încadrarea în muncă și integrarea socială. Scopul acestuia a fost, de fapt, unul de recenzare și monitorizare a populației de etnie romă. Nu a fost aplicată nicio măsură favorabilă comunităților de romi, ba chiar acestea au fost constant segregate, marginalizate și ignorate de autorități. În 1982, sub pseudonimul Alexandru Danciu, sociologul și dizidentul rom Nicolae Gheorghe critică politica statului român față de romi, atât în revista L'Alternativ, cât și la postul de radio Europa Liberă. În același an, sociologul Vasile Burtea confirmă criticile aduse de Nicolae Gheorghe regimului comunist de la București, printr-o scrisoare către aceeași publicație, cât și către Europa Liberă, sub pseudonimul Cosmina Cosmin. Ascensiunea socială a minorității rome din România vine abia în perioada post-decembristă. Ion Onoriu, în calitate de președinte împreună cu Gheorghe Răducanu, pun bazele societății romilor în timpul guvernului Petre Roman, la data de 19 martie 1990. 2 ani mai târziu, în 1992, formațiunea își schimbă denumirea în Partida Romilor. Se poate vorbi despre un punct de cotitură al anilor 90 pentru etnia romă, cel în care Nicolae Păun, actualul președinte al Asociației Partida Romilor, începe construcția singurei formațiuni care să reprezinte interesele minorității rome la nivel politic. În peste 30 de ani de activitate, Asociația Partida Romilor Pro Europa a inițiat numeroase acțiuni și proiecte menite să impună respectarea drepturilor minorității rome din România. Organizația, prin reprezentanții săi, a participat la formularea inițiativelor legislative care susțin combaterea discriminării, dreptul la muncă, dreptul la viață, dreptul la educație al copiilor romi și promovarea identității etnice. De altfel, în cei 16 ani de mandat de deputat al minorității rome, președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, a îndeplinit și funcția de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale. Sub conducerea sa au fost susținute peste 700 de ședințe de comisie, în cadrul cărora au fost dezbătute aproximativ 900 de inițiative legislative. Indiferent de natura textului analizat, președintele Nicolae Păun a cerut colegilor săi abordarea drepturilor omului dintr-o perspectivă deschisă și coerentă. Am subliniat în textul interpelării că peste 500.000 de persoane, cetățeni români de etnie romă, nu au documente de identitate și documente care să ateste că ei locuiesc acolo unde doresc. Sau altfel spus, n-au nici documente pentru locuințele în care trăiesc. Foarte mulți copii nu primesc îngrijire medicală corespunzătoare, bătrâni, nu puțin la număr, de asemenea, nu pot beneficia de medicamente gratuite și nu pot beneficia de asistență medicală corespunzătoare, să nu mai aducem în discuție că în peste aproape 500 de localități după teritoriul României, unde găsim comunități de romi foarte mari ca număr, în aceste localități nu există apă potabilă. Romii în România n-au cerut decât să fie tratați ca și cetățeni ai acestui stat. Și niciodată nu mi-aduc aminte, cel puțin eu, poate memoria mă lasă acum, în joacă feste, dar n-am auzit ca un cetățean român de etnie romă să ceară mai mult decât să fie respectat
și să respecte decât să devină cetățean cu drepturi depline a acestei țări. Prin măsuri legislative și parteneriate cu instituțiile statului, Asociația Partida Romilor a susținut implementarea măsurilor afirmative pentru romi, cea mai importantă vizând accesul copiilor și tinerilor romi la educație, prin acordarea locurilor speciale în învățământul liceal și universitar. Locurile speciale pentru romi au fost introduse în România începând cu 1992. Începând cu anul 2000, Partida Romilor s-a implicat activ în acest demers, prin derularea la nivel național a numeroaselor campanii educaționale, precum Noi îți dăm recomandarea, Școala te face om mare sau SOS Copiii Romi. Până în prezent, peste 150.000 de elevi romi, absolvenții de gimnaziu, au beneficiat de recomandări pentru accesarea locurilor speciale în licee și școli profesionale de stat. În plus, aproximativ 10.000 de tineri romi au beneficiat de cursuri în învățământul superior pe locurile speciale pentru romi. În fiecare an, în cadrul campaniilor educaționale derulate la nivel național de organizațiile județene ale Partidei Romilor, peste 4.000 de elevi romi primesc gratuit recomandări de apartenență la etnia romă, consiliere și orientare profesională. Suntem pe un trend pozitiv. Sigur că acest trend ar putea să fie mai accelerat, dar iată că 404 copii astăzi, tineri, să le spunem tineri, se află în sistemul de învățământ universitar. Dintre acești 404 copii, anul trecut, cifrele ne arată că mai bine de jumătate, undeva la 60% dintre ei, și finalizează studiile superioare. În anul universitar 2021-2022 am avut 966 de locuri, iar în anul următor, tot acolo undeva la 944 de locuri pentru studenții romi la toate specializările, pe toți anii de învățământ. Pentru privitorii dumneavoastră, undeva la 1000. 1000 de studenți se află astăzi în învățământ, studenți care își asumă cu demnitate, cu mândrie apartenența etnică romă. În anul 1992, pentru prima dată în învățământul superior românesc, Ministerul Învățământului și Științei a alocat primele locuri speciale pentru candidații de etnie romă, la inițiativa sociologilor Elena Zamfir și Vasile Burtea, precum și a deputatului Gheorghe Răducanu, s-au înființat câte 10 locuri la secțiile de asistență socială din cadrul Universității din București, respectiv Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Avem practic undeva o medie de 14-15% dintre copiii romi care se regăsesc în liceu, îi regăsim și la universitate. Și mai bine de 60% dintre ei și finalizează studiile. Este o evoluție, dacă ne uităm la numărul de studenți existenți astăzi în toate universitățile din România, studenți romi, suntem undeva la un 3-4% comparativ poate cu acel 0,9-1% în urmă cu 5-6 ani. Ceea ce înseamnă o creștere, și această creștere se datorează pe de o parte muncii pe care o desfășurăm la nivelul organizațiilor reprezentative ale romilor în țară. Partida Romilor pe Europa este organizația care se ocupă în special de tineri, de copii, să se asigure practic că ei urmează nu doar învățământul primar gimnazial, ci că merg și mai departe la liceu și apoi promovează cu succes locurile speciale pentru romi la universități, în toate comunitățile, în mediul rural cu precădere și evident în localitățile mai mari, acolo unde copiii urmează cu precădere universitatea. Date oficiale vorbesc despre eforturile constante ale tuturor celor care încă din anul 1991 se străduiesc să acorde valoarea bine meritată limbii romanii. Aproximativ 19.000 de elevi din întreaga țară studiază limba romanii în 350 de unități de învățământ. Există aproximativ 300 de cadre didactice la nivel național care predau în limba romanii elevilor din toate ciclurile de învățământ, inclusiv cel primar și preșcolar.
Cifrele vorbesc despre succesul în a promova limba României, inițiatorul demersurilor în acest sens fiind profesorul Gheorghe Sarău. Primul curs de limba România a fost introdus în învățământul superior românesc în anul 1992, în cadrul Universității București, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Astfel, la inițiativa profesorului Gheorghe Sarău, a luat naștere secția de limba și literatura românii, iar ulterior, în anul 2005, a fost înființat programul de licență la zi, cu primă specializare, limba românii. Secția a excelat și în direcția dezvoltării unei specializări de învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, pregătind astfel peste 300 de cadre didactice pentru predarea limbii românii în unitățile de învățământ preuniversitar în toate cele 41 de județe din țară și în București. Încă de la înființarea Asociației Partida Romilor Pro Europa, în urmă cu 30 de ani, președintele Nicolae Păun a pus un deosebit accent pe activitatea tinerilor din cadrul organizației. La inițiativa sa și beneficiind de tot sprijinul necesar din partea conducerii, în anul 2005 s-au pus bazele organizației de tineret a Asociației Partida Romilor Pro Europa, iar vocea tinerilor romi s-a făcut astfel auzită la nivel național. Voluntarii organizației de tineret și-au ales domenii variate și interesante de studiu, având deschidere către cunoaștere și voința de a împărtăși din experiența lor. Foarte mulți studenți romi s-au alăturat organizației pentru a încuraja elevii să-și continue studiile și să meargă la facultate, accesând locurile speciale pentru romi puse la dispoziție de universități din întreaga țară. De peste trei decenii, Partida Romilor aduce în atenția clasei politice și a administrațiilor locale problemele cu care se confruntă comunitățile de romi de pe întreg teritoriul țării noastre. Romii din România au astfel posibilitatea de a fi reprezentați în majoritatea instituțiilor de conducere, participând astfel la procesul de consolidare a democrației. Mișcarea romă din România este astăzi una solidă, ajunsă la maturitate, care poate uni persoane din toate mediile sociale sub umbrela unor obiective, precum protejarea drepturilor omului, promovarea istoriei și culturii rome, remedierea problemelor de natură socio-economică sau combaterea discriminării. Poate că bărbatul din imagini nu vă spune prea mult, dar el a trăit visul american. A fost un copil fără adăpost, muncitor la atelier, fără niciun ban în buzunar și a ajuns să aibă o avere de mai multe milioane de dolari. În anul 1920 ajunge să fie cel mai cunoscut om de pe mapamond. Tot el stârnește controverse atunci când publică în 1964 autobiografia mea. Acolo afirma: cred că bunica maternă era pe jumătate țigancă, iar romanii este singura limbă străină pe care am vorbit-o. Pentru că nu există un act de naștere cu numele său, unii consideră că a venit pe lume într-o șatră, aproape de Birmingham. Dar se va mai povesti mult și bine despre originea actorului până când se va ajunge la o concluzie finală. Povestea lui Charlie Chaplin începe la Londra, în urmă cu 128 de ani. Se naște pe 16 aprilie 1889. Este fiul lui Hannah și a lui Charles Chaplin. Mama sa, actriță de profesie, este mai mereu prin spitale din cauza problemelor psihice, iar tatăl, cântăreț, își părăsește familia și moare la numai 37 de ani din cauza alcoolismului. Alături de fratele lui, Sidney, cei doi traversează o copilărie grea, petrecând perioade întregi în aziluri pentru săraci. La 10 ani însă, Charlie Chaplin abandonează școala și se alătură unei trupe de dansatori. Ceva mai târziu, ajunge să joace în spectacole de teatru, plecând în turnee și devenind repede vedetă a trupei de musical conduse de Fred Carno.
Ascensiunea sa este atât de rapidă, încât în anul 1916 câștigă 10.000 de dolari pe săptămână, devenind astfel cel mai bine plătit actor din lume la vremea respectivă. Își regizează singur filmele și obține recunoaștere internațională cu producții precum Parizianca, Goana după aur, Luminile orașului, Vremuri moderne, Luminile rampei sau Dictatorul. Care îi aduce însă consacrare la nivel internațional este Vagabondul, realizat în anul 1916, pe când avea numai 24 de ani. Un baston, o pereche de pantofi uriași, pantaloni largi și lungi, pălăria tip melon, mustața inconfundabilă. Acesta este portretul celebrului Vagabond. Scenariul filmului pare a fi conceput ca o chemare a originii sale. Acțiunea se petrece lângă o caravană țigănească, acolo unde încearcă să o cucerească pe fata visurilor, prin melodii pe care îi le interpretează la vioară. Deși nu există nicio dovadă evidentă care poate atesta apartenența sa la etnia romă, Charlie Chaplin trăiește și simte ca un țigan, iar acest fapt are ecou în filmele pe care le produce. În cartea sa autobiografică explică străduința în a găsi dovezi care să îi ateste originile. Nu poate intra în posesia unui act de identitate din cauza faptului că a venit pe lume într-o familie de muzicieni stradali, de oameni de circ, de oameni care mergeau la tot felul de carnavale, după cum descrie în volum. Cu toate acestea, crede că Mary Ann Hill, bunica sa pe linie maternă, ar fi putut fi țigancă sau pe jumătate țigancă, deoarece, conform celor spuse de el, nu m-am descurcat în viața mea în nicio limbă străină, dar romanii este singura pe care am înțeles-o și am vorbit-o, și asta grație bunicii. Un alt argument care vine în sprijinul originii sale este o scrisoare primită de la un octogenar numit Jack Hill. Nimeni nu știa cine este acesta până la momentul la care scrisoarea, datată din 1952, dar ascunsă, este descoperită în anul 1970 de fata actorului, Victoria Chaplin. Corespondența spunea: "Ai văzut lumina zilei în Black Patch, în Smithwick, într-o caravană. Știu asta pentru că și eu m-am născut tot acolo, 2 ani și jumătate mai târziu. Mama ta nu și-a mai urmat tatăl, din nu știu ce motive, dar acolo te-a dus pe lume, nu la Londra." La sfârșitul secolului al XIX-lea, Patch Black era o comunitate înfloritoare de romi de la periferia orașului Birmingham, ceea ce nu exclude posibilitatea ca Charlie Chaplin să fi fost un țigan născut în comitatul West Midlands. Chaplin a fost una dintre personalitățile cele mai creative și influente din epoca filmului mut. Sunt peste 70 de producții cinematografice pe care actorul le-a semnat. A primit o serie de recunoașteri cuantificate în premii și medalii. Poate cel mai important a fost premiul Oscar al Academiei de Film, primit în anul 1972. Ba chiar a fost distins în 1975 cu titlul de cavaler și a fost făcut sir în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Buckingham. Peste toate recunoașterile însă, Charlie Chaplin a lăsat în urma sa un mod de gândire care nu poate egala niciunul dintre premiile obținute. A fost un pacifist și un gânditor. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls.
Mișto la Cleontume Romale, bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică, Romanii Cultura, o rubrică în care am invitat femei de etnie romă care să vorbească despre femei, despre cultura romă. Astăzi invitata mea este Cătălina Olteanu, secretar de stat, membra Consiliului Director a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Miștoa Vilean, Cătălina, bine ai venit, Cătălina, mă bucur nespus de mult că ai acceptat în sfârșit invitația mea. Mulțumesc pentru invitație și abia aștept să continuăm discuția noastră de mult plănuită și începută, da. Da, Cătălina, astăzi vreau să vorbim despre statutul femeii rome în societatea românească. Știu că este cumva un subiect din ăsta general, dar este foarte important să vorbim despre femeie, despre femeia romă și mai ales despre femeia romă în politică. E un subiect tabu, nu? În societatea românească și în comunitatea romă. Hai să discutăm despre subiectul ăsta și spunem pentru început, cum vezi tu statutul femeii rome în societatea românească? Societatea ne cam vede în două feluri. Odată ca femei exotice, femeile care întăresc stereotipurile și prejudecățile deja existente de sute de ani la adresa noastră, că suntem frumoase, că dăm mâncări, vrăjitoare și așa mai departe, că nomad, că dansăm din buric, și cealaltă parte de exotismul acesta și de sărăcie. Femeia romă fiind cumva, când vorbim despre femei în general și zici femeie și săracă, clar trebuie să fie și de etnie rom. Și atunci sunt astea două paradigme, zic eu, în care femeia romă este portretizată și dacă mai există și o altă treia categorie a femeii, gen eu, tu și alte femei ca noi, mai invizibile, noi nu știm. Societatea nu are habar și nu știe unde să ne pună și atunci începem să devenim invizibile sau începem să devenim acele femei rome, dar nu ca, adică voi sunteți altfel. Întotdeauna. Mi s-a spus, nu? Că voi sunteți altfel, că voi de fapt nu sunteți rome, da, și începem da. să le argumentăm de fapt că suntem rome și asta pentru că sute de ani femeia în general și a avut rolul acesta de a sta mai mult pe acasă și a avut un rol mic în dezvoltarea societății și apoi când a ieșit femeia afară din casă și a vrut și ea să devină, știi, parte a societății, te-ai trezit că de fapt rolul tău este la cratiță, așa cum spun studiile și așa cum bărbații menționează de foarte multe ori atunci când voi să descurajeze o femeie în întâlniri. Sigur că da, ți s-a întâmplat. Da, mi s-a întâmplat să ți se arunce o replică de genul acesta. Femeile, rolul lor este cel mai mare rol și calitatea femeii este de a fi mamă. Sigur că da. Și acum venim noi, femeile rome, cum vrem să ne vedem și cum ne-ar plăcea să fim văzute ca femei care, ca toate celelalte femei, cu bune și cu rele, cu femei care se luptă să supraviețuiască, cu femei care se confruntă cu discriminarea, pentru că, din păcate, nu toate suntem blonde cu ochii albaștri și suedeze sau norvegiene sau ce vrem noi să fim. Avem unele dintre noi culoarea pielii, care de foarte multe ori culoarea pielii este primul lucru care iese în evidență atunci când interacționezi. Atât femei cât și bărbați. Însă când vorbim despre discriminare, eliminarea femeii rome, aici avem o intersecționalitate, un cumul de criterii, un cumul de fapte, de acțiuni împotriva noastră, unde nu știi dacă este din cauza genului sau dacă este din cauza etniei și te trezești cu o discriminare intersecțională și habar nu ai cum să faci față la asta. Chiar dacă noi, ca femei rome și nu numai, și băieții la fel, am fost învățați încă de acasă să facem față discriminărilor și să fim obișnuiți să ni se spună că așa este. Cumva să ne obișnuim cu statutul nostru. De asta și ca fată te obișnuiești cu statutul pe care societatea ți-l dă, așa să zicem, cum s-a spus mie, fă o facultate ca pentru oameni ca tine, cum văd în munca pe care am făcut-o la fetițe, tu vrei să te faci, nu știu, croitoreasă sau bucătăreasă, că na, este o meserie demnă pentru oameni ca tine și nu suntem obișnuite să ni se spună sau nu vedem nici în comunitate că suntem femei puternice, la fel ca toate celelalte și că avem dreptul, nu că avem dreptul să fim acolo unde societatea ne spune că nu. Yeah.
Nu plecați! Emisiunea continuă după o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat! O funcție destul de importantă, nu? Acum știu că ești pe cale să termini și facultatea, nu? A doua facultate, vei fi doamna avocat. Dar spune-mi puțin cum a fost parcursul tău și știu că de-a lungul timpului te-ai confruntat și tu, ca și celelalte fete rome și femei rome, cu multiple discriminări. Da, cred că ne naștem cu o dizabilitate văzută în ochii celorlalți, dizabilitatea de a fi femeie romă, știi? Auzeam de foarte multe ori la mine în comunitate că suntem rom, dar să mai fii și fată romă, ceaiori, cum zicea bunica mea, e și mai complicat. Și dacă mai ai și culoarea pielii închisă, apoi o ceaiorie calie, nu e chiar bine, n-are o soartă bună în comunitate. Cum. Și atunci am zis că dacă toți sunt ceaiorie calii, Șucar ceaioricalii, nu oricum. Să merg la școală. Da. Și atunci a trebuit să văd perspectiva aceasta pe care mi-a insuflat-o bunicul meu, lăutar fiind din Amul Sailor. Acordionist. Și cumva mi-a insuflat dorința asta tocmai pentru că a văzut în viața lui și a trecut prin multe situații în care și-a dat seama că educația, cel puțin în vremea comunismului, că el atunci a fost, a ajuta. Okay. În perioada comunismului să ai puțină școală, ți era mai bine, el neavând decât 4 clase. Am avut parte de discriminare până în generală și apoi și la liceu și la facultate a fost un pic mai bine și asta pentru că na, m-am făcut mai mare și a trebuit să muncesc și altceva. Însă a trebuit să lupți odată cu stereotipurile sau nu stereotipurile, dar cu zicerile de bine de la noi din comunitate, în sensul că unde te duci tu la București, fată singură, că eu am venit din Giurgiu, eu sunt născută în Giurgiu și crescută într-un sat mic, unde te duci tu la București singură, pentru că așa s-a întâmplat. Erai fată. Și a trebuit să lupt cu prejudecățile din familia mea, dar mai degrabă a comunității extinse, că familia mea avea încredere în mine și a fost așa o luptă continuă a familiei mele de a le demonstra întregii comunități că sunt de încredere și că nu fac familia și neamul de râs la București. Și pe de altă parte a trebuit să lupt cu prejudecățile și stereotipurile celorlalți, care credeau că la 18 ani mă voi căsători, care nu credeau că voi ajunge la o facultate, că voi avea un job, chiar și cei din București, profesorii din... Mă bucur că am avut curaj acum 4 ani să mă scriu la facultatea de drept la o vârstă destul de înaintată, nu așa de înaintată, însă însă mă bucur foarte mult că atunci am luat hotărârea asta și pentru a înțelege mai mult munca pe care o fac la CNCD, pentru că îmi doream să fac asta mult mai bine. Și a fost așa, ceva ce-mi doresc, cum mi-a zis cineva de dimineață, tu chiar vrei să-ți schimbi viața și profesia. Da, așa o să fac de acum încolo. Cel puțin o să-l rămân în domeniul acesta. Și știu că tot ai amintit de CNCD, știu că ai avut cele mai multe autosesizări, sau cum se zice, te-ai autosesizat cel mai mult de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, ceea ce e un lucru foarte bun. Dar mă întreb, de ce doar tu ai făcut lucrul ăsta și ceilalți nu? Când m-am decis să candidez la CNCD, am făcut-o din dorința de a schimba ceva și de a arăta că este posibil să faci schimbare în societate dintr-o instituție de stat, însă în interiorul ei. Și întotdeauna am vrut să schimb lumea, să fac o lume mai bună, dar nu doar așa pe hârtie sau doar din vorbe. Și am zis că de unde pot să încep decât de la CNCD. De când mi s-a propus, am acceptat cu dragă inimă. Și na, fiind ONG-istă de meserie, la noi, Da. Activismul înseamnă să faci multe, să nu stai degeaba prea mult, știi? Și atunci începi să revoluționezi, să te gândești ce poți să faci, care sunt pârghiile. Și venită la CNCD din mediul ONG-istic, am început să fac multe lucruri, să mă folosesc de ce aveam eu de făcut și m-am autosesizat acolo unde a fost cazul. Am avut dosare foarte frumoase. Acum că vin, mai am un pic și termin mandatul, la anul pe vremea aceasta voi fi încheiat deja mandatul. Am făcut-o pentru că mi-am dorit
să crezi numărul de autosesizări și numărul de reacție, de fapt viteza de reacție a instituției mele. Însă au fost, am avut cele mai multe autosesizări și nu știu dacă... Asta pentru că v-am zis și da, toate autosesizările au fost cumva discutate în consiliu, okay, cu acordul colegilor mei și așa mai departe, însă mi-a plăcut să fac lucrul acesta și pentru că puteam. Acum nu mai pot că s-a schimbat procedura. S-a schimbat procedura, da. Nu mai continui întrebarea, am venit să mai zic o întrebare, dar mă abțin. Cătălina, conform unui raport al Institutului European pentru Egalitate de Gen, România este pe penultimul loc în ceea ce privește egalitatea de gen și pe ultimul loc în ceea ce privește reprezentarea femeilor în politică. Asta spune multe. Și acum că suntem în an electoral și am putea vedea, nu? Normal ar fi să vedem femei care se promovează în politică, dar din păcate nu vedem acest lucru. Într-adevăr, mai sunt mici... cum să le zic eu, reacții, unde mai vedem femei pe listele electorale, dar undeva la coada listei, ca să zic așa, pe niște locuri care clar nu sunt eligibile. Deci, cumva, femeile sunt folosite ca decor. Mă dă bine să avem o femeie, dar hai să o punem acolo unde este locul, știi? Să nu fie foarte vizibilă, că nu, noi nu suntem obișnuiți așa. Când vine vorba de comunitatea romă, aici lucrurile stau la fel, doar că mai adăugăm ceva, această comunitate conservatoare, da, au mai fost câteva încercări ale unor ONG-uri, nu, de a promova femei, dar foarte puține. Mai avem, nu știu, câteva organizații de femei care fac treabă, dar și aici lucrurile nu sunt îndeajuns, adică sunt foarte puține, se fac foarte puține lucruri, ar trebui făcute la o scară mai largă. Există Asociația Femeilor Rome în România și Partida Romilor a avut la un moment dat, sau încă mai are, Organizația Femeilor Rome, dar îți spun, lucrurile sunt prea mici, la o dimensiune, la o scară prea mică. Cum ne raportăm la toate aceste lucruri? Deci România este pe penultimul loc în ceea ce privește egalitatea de gen. Nu știu, ce așteptări mai putem să avem acum în 2024? Dacă România stă așa și ei când au făcut studiu sau... În 2023 a fost făcut, nu cred că s-a schimbat ceva de atunci. Nu, din contră. S-a gândit așa la românca de mijloc, să zic așa, sau la cetățenele românce. Noi, fiind de rănie romă, cred că nici nu am intrat în categoria studiului, să zic așa, pentru că dacă la nivelul acesta general, la populația generală, femeile nu au acces sau au un acces limitat, ce să mai vorbim de femei minoritare și mai ales femei rome? Adică... Dar aici și partidele politice, adică marile partide politice, și aici mă refer la PSD, PNL, nu știu, și ar trebui să fie mai interesat să aibă pe listele lor o femeie romă sau două femei rome sau cinci femei rome. Adică lucrul ăsta ar trebui să înțeleagă că a avea o femeie romă pe listele unui partid și a promova o femeie romă este tot un beneficiu acelui partid sau acelei guvernări, pentru că problemele romilor sunt foarte actuale, nu? Oricând. Și atunci ar avea o mai bună posibilitate de a face politici publice, nu? Pentru rom, de a... Avem strategia de îmbunătățire a situației romilor, ok, și e doar pe hârtie, nu e bugetată. Pentru că se consultă cu romii, deci practic nu există politică publică viabilă în momentul ăsta și nici n-a existat pentru comunitatea romă. Și asta pentru că ei nu au rom cu care să se consulte, ei nu... Știi ce vreau să zic? Da, nu este suficient doar să vedem lipsa femeilor rome din anumite structuri. În 2020, când am fost numită la CNCD, am fost prima femeie romă numită la CNCD. Da, deci CNCD-ul este din 2002 și este o instituție mică de stat. Da. Dar în Parlament, știi? Și mă gândeam la un moment dat câți ani
să mai treacă să avem o femeie romă asumată. Eu sunt sigură că în politică sunt și romi neasumați ca sigur identitate. Că sunt, care refuz să cred că totuși la dimensiunea aceasta de populație, de noi aproape 2 milioane de romi în România, să nu existe. Însă o femeie romă asumată, care să-și ia în agenda ei, care să pună și în agenda lui partea aceasta de identitate. Însă, având un pic experiența asta și de numire politică, că noi am fost numiți politic, îmi dau seama că este foarte, foarte greu. Pentru că identitatea de femeie romă vine la pachet cu avantaje și cu dezavantaje. Mai multe dezavantaje. Mai multe dezavantaje, exact. Și atunci îți asumi ceva de care habar nu ai cum va fi. Adică e ceva necunoscut. Este o luptă fără să vezi, orbește, știi? Nu vezi încotro se îndreaptă și plus, mai mult decât atât, ai nevoie de foarte mult sprijin. Aș vrea puțin să discutăm și de mișcările astea extremiste care tot apar, știi? Și la nivel european și la noi. Este e un mare pericol mișcare și pentru că asta se întâmplă atunci când ai criză economică, când ne uităm, prețurile au explodat. Inflația. Și normal că trebuie să găsești un țap ispășitor. Dacă ne uităm și la noi, în mass media, accentul în loc să cadă pe scumpiri sau ce mai avem, acum cade pe altceva, nu știu, găsim noi ceva unde să nu ne intereseze de subiectele astea. Însă mi-e teamă că în România va fi și aici, va veni și către noi o astfel de atitudine, de acțiuni îndreptate împotriva imigranților, pentru că dacă ne uităm în ultimii, să spunem, 3-4 ani, numărul persoanelor imigrante care au venit să muncească aici în România a crescut foarte mult. Și mai mult decât atât, noi nu avem o legislație bine pusă la punct pentru a le apăra drepturile. Și avem încălcări și abuzuri asupra imigranților în România pentru că nu există legislație și pentru că suntem la început. Însă sunt convins, cred, așa cum datele arată, că în perioada următoare vom avea genul acesta de discurs extremist și la adresa imigranților la noi acasă. Uf, ne întoarcem puțin la povestea ta, Cătălina, la munca ta, de ce nu. Înainte să începem filmarea, spuneai că te-am întrebat ce vrea să faci, Cătălina, și că ți-ai dorit foarte mult să mai studiezi, să ai o bursă de doctorat, nu, și să mai studiezi. Ce planuri ai pentru viitor, în afară de faptul că vei fi avocată? Îmi doresc tare mult să mă scriu la doctorat și îmi doresc foarte mult să profesez în domeniul acesta pe drepturile omului. Aș vrea să rămân, pentru că cred că e nevoie să avem voci care să tragă un semnal de alarmă și nu numai la CNCD. Să tragem un semnal de alarmă cu armele pe care legislația ni le pune la dispoziție. Eu asta cred, nu doar să țipăm, ci să țipăm cum trebuie. Dar crezi că legislația se va schimba în bine în direcția asta? Da, atâta timp cât avem oameni care lucrează în asta și pentru asta, eu cred că se va schimba. Și dacă nu se va schimba, va trebui să facem noi să se schimbe. Pentru că cu cât vii cu mai multe cazuri și cu cât tragi mai multe semnale de alarmă, eu cred că n-ai cum să nu schimbi. Și te uiți în jur, populația acum, cazurile pe care le vedem de încălcări ale drepturilor omului sunt cazuri mediatizate, care ajung prin intermediul internetului la noi, nu doar că ne ducem noi și le căutăm. De-a lungul carierei tale, ai fost susținută și de femei nerome, femei gagee? Mm-hmm. Da. Ai fost susținută. Da. Și cum vine această susținere? Vine doar ca o chestie de alianță și de aliate a unei cauze sau vine în contextul unui ajutor pe care ți-l oferă așa benevol? Știi ce vreau să zic? Adică vine cumva ca o recompensă, tu trebuie să faci ceva? Cum ai simțit-o? Pentru că și eu am trecut experiența asta și câteodată am simțit-o într-un fel, altădată am simțit-o în alt fel, știi? De-a lungul experienței mele, aproximativ 15 ani de lucru în comunități și așa mai departe, mi-am dat seama că uneori să fim singure și folosesc de partea aceasta de feminin nu ne ajută. Uh-huh. Pentru că noi stând singure și analizând, nu o să reușim niciodată să schimbăm lucrurile pentru noi dacă nu suntem aliate cu nerome sau cu gagii. Sigur că da. Și atunci mi-am, cumva, activitatea mea am dus în domeniu, în sfera asta, știți? Trebuie să lucrăm împreună. Și pentru mine, atunci când lucrez cu persoane nerome și rome,
E clar că atunci când mă văd cu femei rome care știu că vorbesc romanii, clar vorbesc în romanii din stare, nu mai stau să mă gândesc. Însă cu femeile celelalte la început am devenit aliată și au fost aliatele mele în lupta aceasta. Și este nevoie ca cineva, atunci când noi, ca femei rome, spunem ceva, cineva care e nerom albă, să vină și să susțină ceea ce eu am spus. Sigur că este foarte important asta. Și am văzut de fiecare dată, și mi se întâmplă, dacă spun lucrul ăla și vine altcineva și îl spune același lucru pe care eu l-am spus, este altfel văzut de către societate. Pentru că noi venim la pachet și cu partea aceasta de subiectivism și așa mai departe. N-am simțit, am simțit de multe ori partea, dar și de la femei și de la bărbați. Nerome. Am simțit partea aceasta că etnia mea este un plus, că etnia mea poate fi folosită și instrumentată în anumite cazuri. Însă am, în momentul de față, am niște prietene care nu sunt rome și care mă susțin în ceea ce fac și ce mă sprijină, indiferent că, adică pot să mă plâng, pot să... Și ai nevoie de sigur prieteni. Că da, foarte. În administrația publică ai nevoie de oameni care să înțeleagă lupta ta și provocarea ta, știi, și să nu zic că... Da, să ai o mână și un... pe care știi să pună mâna pe tine și să spună ce am trecut pe aici. Clar, ca femeie treci prin lucruri asemănătoare, însă ca femeie romă treci un pic mai mult. Da, dar ajută experiența femeilor în administrație și în politică și să vezi cum... Sigur, și până la urmă și chestia asta de, cum să zic, de sprijin și de alianță, știi? Cumva te simți aliată și că aparții, știi? De aparții unui grup, știi? Și e foarte important. Întotdeauna etnia mea a fost un plus în orice grup m-am dus, pentru că la discuții în Parlament am spus, vorbiți de femei, implicarea femeilor în politică, haideți să vorbim și despre implicarea femeii rome în politică. Și atunci, vii la pachet cu asta și pe de-o parte ești bine văzută și apreciat discursul tău, pe de altă parte nu. Cineva mi-a zis, stai întâi să rezolvăm problema femeilor. Că e mai importantă. Și apoi a femeilor rome, știi? Și mă uitam și ziceam, Doamne, cum mai putut să zice? Adică, vai. Și ai tot felul de... Adică tipa care mi-a zis, asta era o feministă și zic, băi... Este foarte important, ai avut o voce pe care ți-ai făcut-o auzită și foarte importantă și în cadrul instituției unde ești secretară de stat. Deci e nevoie de tine, Cătălina, serios. Chiar e nevoie de tine și de asemenea femei rome, chiar avem nevoie de cât mai multe femei rome în posturi publice și în politică, de ce nu? Pentru că și acolo e mare, mare nevoie de așa ceva. Îți mulțumesc încă o dată, te aveți Bahtali Miripen. Te aveți Bahtali, Lito. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm în curând la rubrica Romanicultura. Până atunci, toate cele bune, te avem Bahtale Romale. La revedere!